Spațiile verzi din oraș arată acum ca niște tarlale după ce Urbiserv a scos gardurile vii. Este comanda primăriei Buzău, a transmis conducerea societății. Gardul viu este scos la comanda primăriei. Urbis nu administrează spațiile verzi, doar execută lucrări conform contractelor cu primăria, au transmis reprezentanții Urbiserv Buzău. Buzoienii, în special persoanele vârstnice, critică măsura luată de administrația locală. Pe lângă faptul că din punct de vedere estetic arătau bine pe timpul verii, gardurile vii oferă protecție împotriva prafului care acum se ridică pe toate aleile dintre blocuri, dar și oxigen. Dacă radem pădurea, ce să mai ținem cont de un gard viu? Nu prea au avut grijă de garduri, să fim sinceri. În primăvară au crescut și până mai veni să le taie. Păcat, era o mână de oxigen. Bătrânii mai coborau acolo, în spatele blocului. Aveam un gărduț, stătea acolo pe o canapea. Să stăm între betoane, e mai bine așa? Dar îmi pare extrem de rău pentru chestia asta. Extrem de rău, uitați-vă ce urât arată. Am înțeles că nu au oameni să tundă gardul. Ca să nu mai îngrijească gardul, să-l taie, să nu pui oameni să adune frunzele. Așa facem noi pe partea asta. Eu am coțit. Stai așa, uite, e jale. Considerați că acesta este un motiv, lipsa oamenilor? Lipsa oamenilor, pe ce? Îi scoate acum de ochii lumii, scoate gardul și pomă la revedere. Bate vântul, frunza în dungă. Într-un răspuns pe Facebook, primarul Constantin Toma a precizat că gardurile vii sunt scoase pentru că sunt îmbătrânite. Din păcate, nu mai sunt o soluție pentru că sunt de cele mai multe ori îmbătrânite și au devenit perdele pentru ascunderea gunoaielor, a transmis edilul municipiului Buzău. Fostul viceprimar al municipiului Buzău, Constantin Ionescu, apreciază că scoaterea gardurilor vii este o mare greșeală, având în vedere rolul de protecție pe care îl oferă. În primul rând, plantarea acestor garduri vii au avut mai multe roluri. În primul rând, un rol estetic într-un oraș în care spațiul verde îl creezi și nu crește natural ca în pădure. În al doilea rând, are un rol de protecția mediului și scăderea gradului de poluare. În al treilea rând, are un rol și funcțional în delimitarea naturală a unor zone de circulație, de dirijare, de control, de acces pietonal față de un mobilier urban construit din beton, din stâlpișori sau orice altă soluție. Și dacă ne referim mai departe la schimbările climatice ce au loc în această perioadă, unde nu stă nimeni să ude gazonul pe blocuri, gardul viu era o zonă verde care oricum se întreținea, creștea și rămânea verde pe tot parcursul anului, creând o zonă și de protecție, și de scăderea gradului de poluare, dar și de partea estetică. Motivul este însă cu totul altul, pentru că Urbis se confruntă cu probleme financiare. Administrația locală a ales să scoată toate gardurile vii din oraș, astfel încât la vară nu vor mai avea bătăi de cap legate de întreținerea acestora. Mai puține garduri vii, mai puțini angajați și cheltuieli. Cu cât sunt mai multe garduri vii, cu atât volumul de muncă este mai mare, atât pentru curățare, tuns și așa mai departe, toate procedurile de îngrijire. Odată cu scoaterea lor, acel volum de muncă va scădea, respectiv și numărul de angajați de la Orbis va putea fi ținut la un număr minim. Că ele sunt practic ușor de întreținut și pentru o perioadă foarte, foarte, foarte lungă de timp. Ușor de întreținut în sensul că nu trebuie să vopsești, să dai cu chimicale, ci este o protecție naturală pe zeci de ani, dacă nu chiar sute de ani. Sunt împotriva scoaterii gardurilor vii și că ele ar trebui înmulțite și nu scoase. Voi repeta acest lucru având în vedere că au început din nou să scoată aceste garduri vii. Anul trecut, cartierele din municipiul Buzău arătau neîngrijite, buruienile ajungând în unele locuri și la un metru. Atât reprezentanții Urbis cât și cei ai primăriei nu au făcut un secret din faptul că, din pricina lipsei fondurilor, care s-au tradus printr-un număr insuficient de angajați, lucrările de întreținere nu s-au putut realiza decât în zona centrală.